A spus cineva factorul X? E bine, luați de aici factor X. Ia uitați. Deci mai e puțin și intru pe scenă, da? Aștept încurajările voastre. Bunica mea m-a auzit prima dată cântând la un concurs. A ascultat pe cineva cântând și a zis: mă, tu, Alexandru, dar tu cânti mai bine decât ăsta. Am cântat într-un mall din Constanța. Mi s-a părut că a fost foarte rău când m-am uitat pe înregistrare. După aia am mai cântat odată de ziua Marinei și mi s-a părut că a fost mai rău decât prima dată. Am venit anul ăsta la X Factor pentru că am zis că nu o să mă las. Nu, nu o să renunț la idee. O să vă săturați de mine dacă nu merg mai departe. Bună seara! Bună seara! Gavrizi Alexandru Nicolae, Constanța, 29 de ani. Ia spune-mi, care e pasiunea ta? Momentan muzica. De ce momentan? Momentan că m-am apucat recent de ea și dacă nu-i dau de capăt până la un moment dat, s-ar putea să nu mai fie. Și cum te antrenezi? În fiecare zi, timp câte de? 4 ore așa. 4 ore pe zi? Da. Foarte bine. Și după aia ce faci? Vă spun o zi de lucru normală? Da. Ia zi. Mă trezesc, alerg în fața oglinzii pe loc. Ai stepper sau bandă? Nu, n-am nimic. Pe loc, așa pur și simplu. Cât alergi așa? Jumătate de oră. Jumătate de oră? Da. Hai, vorbește cu noi, faci așa, eu nu pot să înțeleg. Ora fac așa? Așa faci de dimineață? Așa, da. Jumătate de oră? Da. Deci am înțeles, alergi, faci dimineață, da, alerg. După aia cânt vreo 2 ore. După aia sunt prieten pentru prietenii mei, mă întâlnesc cu ei, mergem la plajă sau la film sau la bowling. Dar tu servici n-ai? Nu lucrez, nu. Ah, bravo, asta e bine. Așa, se termină treaba cu prietenii și vii și repezi din vin nou, nu? Și de la 4 la 6, da, mai fac 2 ore. Cu alergare sau fără? Fără alergare. Fără. Okay. Stretching. Da. Așa. Și cum punem apoteotic, cum se termină această zi? Un film, ceva, seriale, pe internet. Și te culci. Și da. A doua zi, o e de la capăt. De la capăt, da. Bravo. Formidabil. Perfect, e pe gustul meu. Dino Dani, să-l vezi pe idolul meu. Ce ai pregătit pentru azi? Bare necessities. Nu cred. Hai să ba da, ursul, de-aia alergă. Ursul Bălu. Da. Da. Am înțeles. Încerc. Hai să te auzim. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your amen. I'm in the bare necessities. That's why a bear can rest it is. We're just the bare necessities of life. Wherever I wander, wherever I roam, I can't bagheera, of my big home. The bees are buzzing in the trees to make some honey just for me. When you look under the rocks and take a glance at the fancy and yeah, maybe try a few. Necessities of life will come to you, will come to you. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I'm in the bare necessities, that's why a bear can rest it is. We're just the bare necessities of life. Yeah, bear! Singurul lucru care pe mine m-ar interesa, aș vrea să văd cum cânti tu când alergi. Poate trezești interesul. Ai altă piesă sau numai asta cu Bălău, știi? În afară de Bare Necessities? Nu. Păi dacă n-ai, aia e. N-ai. Adică din 4 ore că te faci tu pe zi, n-ai nimic. La mine nu. N-are la el, are acasă. Bun, votăm. Răspunsul meu e nu. Îmi pare rău. Mulțumesc. Mi se pare că te antrenezi mult prea mult. Asta e părerea mea. Te antrenezi mult și cânti puțin. Data viitoare, dacă mai vii... Vine, o să fiu aici, o să vă săturați de mine. Da, un răspuns greu. Mi-aș dori să te antrenez mai puțin și să cânti mai mult. Răspunsul meu e nu. Bine, mulțumesc. Deci ai fost superficial total, l-a cântat... chiar și l-a dansat. Primul lucru pe care trebuie să-l faci, să uiți de programul tău zilnic și să te uiți la reluarea de la X Factor. Să vezi ce ai greșit. Bine, așa o să fac. Baftă mult. Mulțumesc. Mulțumesc. La revedere. Bye.